De ce am avut probleme la vamă? Pentru că majoritatea acestor produse au nume de bombe. Și a trebuit să le dau declarație că acestea reprezintă produse de motocicletă și nu produse pentru a crea o bombă. Fraților, aceasta este cea mai tare sculă de diagnoză pentru motocicletele BMW. Acestea sunt produsele pe care le-am comandat, le-am pus pe toate aici. Embleme, fraților! GoPro... Dead. Ăsta se conectează la motocicletă și avem patru circuite aici. Ăsta. I-aș face un colier așa și mi-l aș lega aici la gât. Așa că dacă ai o motocicletă BMW, poți să mă contactezi și putem folosi scula asta și pentru motocicleta ta. Claxonul acela de Nali se aude de 4 ori mai puternic decât cel de pe motocicletă, dar pe acestea le-am lăsat pentru final. În videoclipurile următoare o să vă arăt și cum le instalez și cum se văd pe motocicletă, așa că nu ratați șansa de a vă abona la canalul meu pentru a fi în ton cu aceste videoclipuri despre Denalii D7 Pro. Dacă aveți și voi nevoie să vă ajut cu montarea sau cu achiziția acestor accesorii, nu ezitați să mă contactați și le puteți avea într-o săptămână la voi acasă. Salutare dragilor! După cum probabil v-ați dat seama deja, nu mergem într-o aventură astăzi. Astăzi stăm aici la birou și o să vă prezint niște produse pe care le-am luat pentru motocicletă. Aceste produse pot fi, multe dintre ele, instalate și pe ATV sau pe mașini off-road. O să vedem exact despre ce este vorba. Înainte să le achiziționez, am căutat foarte mult în țară și nu le-am găsit. Așa că am apelat la un băiat din Marea Britanie, îl cheamă Steve Abel de la A Bike Thing. Puteți găsi în descriere detalii despre magazinul lui. Prețul produselor este cam piperat, adevărat 100%. Dar el are cele mai bune și cele mai căutate produse de care noi avem nevoie pe motociclete. Așa că să nu mai pierdem vremea și să trecem direct la prezentarea produselor. În sfârșit a venit, după o așteptare de vreo două săptămâni, după multe probleme pe la vamă. De ce am avut probleme la vamă? Pentru că majoritatea acestor produse au nume de bombe. Spre exemplu, vizorul pe care l-am montat deja pe motocicletă, pentru că nu am putut aștepta, îl puteți vedea în videoclipul anterior. Acela se numește Amo guard. Amo înseamnă muniție. Guard înseamnă protecție, dar în română poate fi înțeles altfel. Și mai avem lucruri care se numesc wiring harness, care poate fi confundat cu cabluri pentru bombă și așa mai departe. Și a trebuit să le dau declarație că acestea reprezintă produse de motocicletă și nu produse pentru a crea o bombă. Și să vedem ce avem în cutie. Primul lucru atunci când deschidem cutia este factura, bineînțeles. Nu-mi place să mă joc cu nervii voștri, așa că o să omor tensiunea încă din prima și o să vă arăt. Poate mulți dintre voi știți deja ce este acesta, un Hex GS911. Îl găsiți pe YouTube, majoritatea îl prezintă așa, cum cel mai probabil o să fac și eu prezentarea. Fraților, aceasta este cea mai tare sculă de diagnoză pentru motocicletele BMW. O să vă arăt într-un clip ulterior Puterile ei, de fapt, vor fi foarte multe clipuri cu puterile acestei scule. Este extraordinară Vine într-un pachetel, uh, nu e water resistant, dar arată așa ca o fibră de carbon și are cablul acesta înăuntru. E bestială scula asta. Acestea sunt produsele pe care le-am comandat, le-am pus pe toate aici pe masă și țin să menționez că lipsește doar protecția pe care v-am menționat-o anterior. Nu m-am putut abține, mi-am dorit-o atât de mult, așa că am montat-o deja pe motocicletă și în continuare mergem cu aceste semnalizatoare de la Wiser. Ce sunt acestea? Ei bine, acestea vor fi montate pe motocicleta mea BMW R1250 GS Adventure. Voi da jos semnalizatoarele originale și le voi instala pe acestea, deoarece sunt extraordinare, vizibilitatea va crește și mă simt mult mai în siguranță cu ele. Tot pentru siguranță am comandat și acest claxon Denali Sound Bomb Split. Vine în două bucăți. Cablu de legătură, claxonul, un furtunaj pentru presiunea aerului și compresorul. Pe acestea le lăsăm pentru finalul să vedeți cât de tari sunt. Aici avem câteva cabluri de extensie, la fel ca aici, la fel ca aici. Acestea sunt cabluri ce vor fi folosite pentru legarea la motocicletă a tuturor acestor accesorii. Expandable sleeve. Suportul pentru denalii D7 Pro. Imediat o să vă spun ce e acesta. Acestea, împreună cu acestea, sunt extraordinare, dar am două pentru că am făcut o greșeală. Eu trebuia să comand un singur set și am comandat două seturi pentru că am crezut că vine una singură. Embleme, fraților. Embleme pentru motocicleta BMW. Acestea se aprind în două culori. Se aprind în culoarea alb și culoarea galben. Așa că dacă cineva este interesat, am un set de vânzare. Îl voi vinde exact la prețul la care l-am cumpărat, fără nicio reducere, fără niciun adaos. Cine e interesat, lăsați un comentariu și ne auzim ca să ajungă la voi. Acesta se numește Adventure Sleeve. Iar aici avem un Hex Easy Can. Da, se pare că GoPro a decedat. Nu e foarte obișnuit să filmeze în condiții de cameră. Îi place foarte mult aventura, așa că, nu știu, e prima dată când se întâmplă treaba asta. GoPro, dead. Continuăm așa. Hexizican, fraților. Aceasta este o protecție pentru corpul lui. Atunci când îl voi monta pe motocicletă, o voi instala și din imprudență am comandat una singură. Aș fi avut nevoie de două, dar asta este. Poate vreun prieten mai comandă niște produse similare și îmi va comanda și mie uh, un... Adventure Sleeve sau, mă rog, nu știu să traduc treaba asta pentru că nu s-ar traduce mânecă de aventură. Nu, se traduce protecție pentru Hex Easy Ken. În orice caz. Ăsta se conectează la motocicletă și avem patru circuite aici. Iar aici ne conectăm la baterie. Este e extraordinar. E ceva extraordinar. O să vă arăt în clipurile următoare ce putem face cu el. Mulți dintre voi probabil deja știți pentru ce se folosesc. Și așa cum v-am spus, am luat două pentru că am nevoie de șapte circuite. Un circuit îmi va rămâne nefolosit. Bye bye! Bye bye! De asta, fraților, nu mă pot dezlipi. Asta. I-aș face un colier așa și mi-l aș lega aici la gât pentru că e bestială scula asta. Mi-am dorit-o foarte mult și este un GS911 Wi-Fi mi-am conectat deja motocicleta mea la el și mai am încă nouă motociclete, așa că dacă ai o motocicletă BMW, poți să mă contactezi și putem folosi scula asta și pentru motocicleta ta. Am ajuns în sfârșit la final. De acesta am uitat. Ăsta este setul de prindere pentru claxonul Denali, Claxonul acela de nali se aude de 4 ori mai puternic decât cel de pe motocicletă, dar e ceva incredibil. Plus că îl pot programa astfel încât să îl păstrezi pe cel original și claxonul de nali să intre undeva la apăsarea butonului de 2 sau mai multe secunde. Extraordinar! Pe acestea le-am lăsat pentru final. De ce? Pentru că mi le-am dorit atât de mult. În România nu am găsit pe cineva care să îmi poată trimite aceste spoturi. Am emoții pentru că mi le-am dorit atât de mult și pentru că sunt atât de tari. O să le deschidem și o să vedem ce avem în pachet. Uai. Vai de capul meu. Deci uitați-vă cât de mare e spotul ăsta. Asta e mâna mea. Și mâna mea e lungă cam cât un iPhone Max. Și uitați-vă puțin la spotul ăsta cât este de mare. Deci e incredibil. <laughs> nu știu ce să zic. Uitați cât e de mare nu-i de mirare că are o putere atât de mare, dar mă uit acum la el și e greu și mi se pare foarte mare chiar și pentru motocicletă. Asta este cablul de legătură și avem două circuite pentru el, deoarece cele două de jos și cele două de sus reprezintă un circuit, toate patru, iar cele trei din mijloc reprezintă un al doilea circuit. Planul meu este să îi instalez acest filtru Amber, portocaliu, dar nu e chiar portocaliu, e un Amber, pentru că ăsta e galben, dar nu e galben, nu e chiar galben. Galbeniș. E galbeniș. So, acest filtru portocaliu, pentru că noi suntem români, îl voi pune pe semnalizare. Îl voi conecta să semnalizeze odată cu emblemele și odată cu semnalizările față-spate. Iar celelalte patru vor fi pe fază scurtă, pe daylight. Le voi da pe 10-20% iar noaptea le voi seta să meargă pe 30-40%. În orice caz, trebuie să văd cât de tare bat. Știu că bat foarte, foarte tare și trebuie să le setez astfel încât să nu deranjez pe nimeni în trafic. Sunt incredibile. În videoclipurile următoare o să vă arăt și cum le instalez și cum se văd pe motocicletă, așa că nu ratați șansa de a vă abona la canalul meu pentru a fi în ton cu aceste videoclipuri despre Denali D7 Pro. Cam acesta a fost videoclipul, dragilor. Nu uitați să apăsați butonul de abonare pentru a fi mereu la curent cu videoclipurile postate și nu uitați că voi face videoclipuri cu toate aceste accesorii, cu modul de montare și cu felul în care se văd pe motocicletă. Dar dacă aveți și voi nevoie să vă ajut cu montarea sau cu achiziția acestor accesorii, nu ezitați să mă contactați și le puteți avea într-o săptămână la voi acasă. Ceau! Cred că asta a fost.